În minutele care urmează pe Exclusiv TV, veți vedea ședința Consiliului Local din Dărmănești, județul Bacău. Vizionare plăcută! Ședința ordinară din luna decembrie, ultima ședință din anul 2022. Domnul președinte, vă rog, intrați pe urmă. Mulțumesc, domnul primar. Bună ziua, dragi colegi! În conformitate cu prevederile articolului 133 alineatul 1 și articolul 134 alineatul 1 litera A din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza dispoziției primarului orașului Dărmănești, județul Bacău, numărul 805 din 22/12/2022, vă invităm să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Dărmănești, are loc astăzi, marți 27/12/2022, cu prezență fizică și avem și un coleg în online care nu a putut să ajungă. Restul suntem toți prezenți. Ați citit ordinea de zi, vă rog să supunem la vot ordinea de zi, dacă sunteți de acord. Cine este pentru? Dacă sunt voturi împotrivă, se abține. În unanimitate s-a votat ordinea de zi. Punctul 2 pe ordinea de zi, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 24/11/2022. Cine este pentru? Dacă avem abțineri sau voturi împotrivă, dacă nu, s-a votat în unanimitate. Punctul numărul 3, aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 5/12/2022. Cine, trecem la vot. Cine este pentru, vă rog? Voturi împotrivă sau abțineri? În unanimitate s-a votat și punctul numărul 3. Punctul numărul 4 la ordine de zi, aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 12/12/2022. Cine este pentru, vă rog? Abțineri sau voturi împotrivă? Nu sunt. S-a votat și punctul numărul 4. Punctul numărul 5. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 10/12/2022. Cine este pentru? Dacă nu sunt abțineri sau voturi împotrivă, s-a votat în unanimitate și acest proiect. Proiectul numărul 6 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Dărmănești, județul Bacău. Dacă aveți ceva de comentat, domnul primar. Este vorba de o rectificare pozitivă, 140.000 de lei primiți prin hotărâre de guvern, care sunt dirijați spre investiții și parte din ei pentru plata navetei profesorilor la Liceul Tehnologic. O rog pe doamna deputată șef, foarte pe scurt să ne prezinte. Da, ce este 40 de lei care i-a primit de la Comisie? Pe vedere de sume de calcate cu TVA, au fost distribuiți pentru învățământ 20.600 pentru Liceul Tehnologic, transport, profesor și pentru două obiective de investiții de sănătate, cel 119.400 de amenajare parc și arete de C2 spital și reparații capitale pavilionului pe care ce 5.000. Dacă sunt întrebări? Dacă aveți întrebări sau comentarii pe acest subiect, subiectul a fost dezbătut în ședința comisiei. Dacă nu sunt întrebări, vă rog să trecem la vot. Toate cele trei comisii au avizat favorabil. Cine este pentru, vă rog? Dacă avem abțineri sau voturi împotrivă. 17 voturi. Da. Punctul 7 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei numărul 3 la hotărârea de Consiliu numărul 136. Din 27/12/2022 privind aprobarea indicatorilor de zonare fiscală a modului de evaluare a acestora și încadrarea în categoriile de impozitare a imobililor și clădirilor terenului situate în interiorul orașului Dărmănești de Tubacă.
Domnul primar, dacă aveți ceva. Da, în urma investițiilor făcute în 2022 și mă refer aici în special la extinderile de gaze, la asfaltările de pe cele 9 străzi în cursul anului, așa cum spuneam, 2022. Schimbăm și criteriile de impozitare, ca atare unele străzi au trecut în categoria sau în zona A de impozitare și de aici rezultă și nevoia de a modifica și completa anexa 3 la hotărârea dată în 2022 privind zonarea și impozitarea. Da? Deci vorbim de modernizare făcute pe strada Armonia, Țarilor, Florilor, Dinamilor, Prieteniei, Stejarului, Chimiei, ce nu a fost și Nemirea. Dacă sunt întrebări și comentarii. Supunem la vot acest subiect. Cine este pentru? Dacă avem voturi împotrivă sau abține, acum 17 voturi, voturi pentru domnul. Trecem la punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 la nivelul orașului Dărmăniș. Domnul primar, sunteți și inițiatorul. În 2023, impozitele și taxele locale la nivel de oraș Dărmănești sunt, pe de o parte, corectate cu inflația, așa cum prevede codul fiscal și în 2023 corecția este cu 5,1% inflația aferentă anului 2021. Iar pe lângă această corecție cu inflația, avem în anumite locuri și majorări. Unele taxe au rămas la nivelul anului 2022 corectat, așa cum am spus, cu inflația 5,1%, iar alte taxe au creșteri între 2% și 4,5-4%. Este o creștere care nu acoperă, așa cum spuneam și pe comisii, cheltuielile pe care le avem noi cu finanțarea proiectelor și cheltuielile de funcționare, dar ținând cont de faptul că cu toții trecem printr-o perioadă dificilă, resursele financiare sunt limitate, costurile cu utilitățile și așa mai departe au crescut exponențial, propunerea acestei taxe să rămână la nivelul propus de noi, adică să nu avem o creștere așa cum ni se recomandă cu 20-25%, pentru că cu toți o ducem greu. Va trebui să ne descurcăm cu banii pe care îi strângem din aceste taxe așa cum le propunem noi, pentru că, repet, cu toți o ducem greu, nu doar, eu știu, în Dărmănești, ci în toate orașele din țară. Mulțumesc. Dacă sunt întrebări pe acest subiect, vă rog, pune mâna. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Dacă avem voturi împotrivă sau abține, dacă nu, în unanimitate s-a votat favorabil. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de salubrizare pentru anul 2023 datorată de utilizatorii non-casnici, persoanele juridice și agenții economici din orașul Dărmănești. Domnul primar, dacă aveți... Este o taxă care aș vrea agenții economici să fie foarte atenți, cei care ne urmăresc, cei care nu ne urmăresc, să vină la primărie să ceară detalii. Reglementează modul în care în 2023 agenții economici vor achita taxa pentru gunoi. Și în 29.9.2022 a fost publicată ordonanța de urgență numărul 133, care reglementează modul în care agenții economici vor fi taxați în 2023. Și spune acolo că trebuie neapărat să plătească fiecare pentru cât aruncă. Acest proiect de hotărâre reglementează solicitările din ordonanța 133 și avem o formulă de calcul care extinde taxa de salubrizare raportat la numărul de recipiente generate, frecvența de colectare, de câte ori se ridică gunoiul în decursul unei luni și valoarea fiecărui recipient. Avem două tipuri de recipiente. Este vorba de acele cubele mici de 120 de litri, care sunt și pe care le au agenții economici care au un număr mai mic de angajați și în cazul lor avem varianta de a alege în baza declarației de impunere de fiecare agent economic
frecvența de ridicări, avem 2 ridicări pe lună, 3 ridicări pe lună sau 4 ridicări. Și în funcție de declarația pe care fiecare o face, va și plăti. La 2 ridicări avem, eu știu, 29 de lei este o ridicare, da? 29 de lei. O pubelă, avem 2, așa mai departe, și în funcție de cum stabilește și declară fiecare, va plăti. Pentru cei care au, eu știu, mai mulți angajați, vor avea la dispoziție și loc să vină să facă solicitare la primărie pentru eurocontainere de 1,1 metri cub. Un eurocontainer este 263 de lei. În funcție de câte eurocontainere produce într-o lună, va plăti. Deci se aplică pentru prima dată, pentru agenții economici, principiul cât gunoi produci, atât trebuie să plătești. Dacă sunt, eu știu, ceva nelămurit din partea agenților economici, mă gândeam să și facem în prima parte a lunii ianuarie o întâlnire cu agenții economici, să le explicăm care este cerința dată în ordonanța 133, ce trebuie făcut și cum trebuie procedat ca să înțeleagă fiecare și să declare exact cât au generat. Dacă sunt întrebări? Colegi, dacă aveți întrebări? Dacă nu, vă rog. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Dacă avem abțineri sau voturi împotrivă, în unanimitate s-a votat punctul numărul 9 de ordine de zi, proiectul numărul 10 de ordine de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare datorată în anul 2023 pe raza orașului Dărâmănești de către persoanele fizice. La persoanele fizice, în 2022, am avut o taxă de 12 lei per persoană. În 2023, propunerea făcută de ATIS a fost de majorare și pentru noi, sincer vă spun, a fost prea mare. Adică ADIS-ul ne-a recomandat undeva 17 lei pe persoană. Am căzut de comun acord că un 14 lei pe persoană poate fi cumva plătit de cetățenii din Dărmănești sub rezerva că trebuie să reducem cât mai mult cantitatea de gunoi. Și rugămintea mea este și de această dată la containerul de gunoi menajer să nu mai punem și deșeuri din hârtie și plastic și așa mai departe. Dacă nu vom reuși să ținem cantitatea de gunoi menajer sub control, în 2023 vom fi nevoiți să creștem această taxă. Deci tot ce ține de plastic, tot ce ține de carton și așa mai departe, de deșeuri reciclabile, rugămintea mea este să le punem în pubela pentru selectiv și în momentul în care vine mașina cu selectiv, le ridică și nu avem niciun fel de probleme, ne scade cantitatea de gunoi menajer. Dacă le punem în amestec, cu siguranță cei 14 lei pe care noi îi propunem astăzi nu vor fi acoperitori și în 2023, așa cum spuneam, va trebui să creștem prețul. M-am interesat și la celelalte OAT-uri din zona noastră, toți vin cu prețuri mai mari. Sper să putem ține sub control cantitatea de gunoi pe care o generăm în 2023, în așa fel încât această taxă de 14 lei de persoane se poată fi acoperitoare. Mulțumesc. Dacă sunt întrebări pe acest subiect, dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Dacă avem voturi împotrivă sau abține. Dacă nu am invitat să votați și proiectul numărul 10, trecem la proiectul numărul 11 de ordine de zi. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren parc în suprafață de 2150,03 metri pătrați, situat în strada Chimiei, orașul Dărmănești, numărul cadastral 62672, ca urmare a construirii, a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. Este vorba de parcul de la rafinărie, domnul primar. Da, codul fiscal permite autorităților publice locale, conform articolului 489 alineatul 5.8 și articolul 168 din HG1 de 2016, permite consiliilor locale majorarea cu până la 500% a impozitelor pentru terenul și clădit care nu sunt îngrijite. În istoricul primăriei Dărmănești și în 2000
2022 și 2021 am constatat că sunt anumite categorii de persoane fizice care nu înțeleg că trebuie să-și facă curățenie și să-și îngrijească proprietățile pe care le au și ca atare sunt generate aceste proiecte de hotărâre de Consiliu care duc la majorarea impozitului cu până la 500%. Este un prim caz, proprietatea situată în strada Dumnezeu 132 cu numărul cadastral 62672 care de mai mulți ani constatăm că este neîngrijită și dă un aspect corespunzător zonei. Am avut solicitări din partea cetățenilor riverani de mai multe ori să luăm măsuri cu acest proprietar. A primit și amenzi și așa mai departe. Parcurge și această etapă pe care Consiliul Fiscal ne pune la dispoziție de majorare cu 500%. Dacă sunt discuții pe subiectul ăsta, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Dacă avem voturi împotrivă sau abține, unul a militat la votatul. Proiect numărul 12 din ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe imobilul clădire și imobilul teren în suprafață de 2485 de metri pătrați, situat în strada Muncii numărul 3, orașul Dărmăș, ca urmare a constatării stării tehnice de teren și de clădire neîngrijite. Este un proiect similar cu cel anterior. Este o proprietate formată din imobil teren și imobil clădire, situată în strada Muncii, la câțiva pași de sediul primăriei, proprietate privată, neîngrijită, aspect deplorabil, zonă cu, eu știu, posibile contaminări și așa mai departe. Și aici am avut nenumărate discuții cu proprietarii. Din păcate, n-am reușit să îi convingem să-și curățe proprietatea, să-și îngrijească, să-și refacă gardul de împrejmuire acolo, să-și refacă clădirea. Și ca atare, după ce am aplicat și amenzi, venim cu această propunere de majorare cu 500% la impozit. Da. Dacă sunt întrebări la acest subiect, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Dacă sunt abțineri sau voturi împotrivă, nu am uitat să votați și acest subiect. Proiectul numărul 13 de ordinea de zi, proiect de hotărâre privind anularea obligațiilor fiscale datorate de persoanele juridice radiate de la Oficiul Național al Registrului Comerțului din evidența fiscală a UAT orașul Dărmănești. Domnul primar. Da. La fel, legislația și în speță fac trimite la 57 și la codul fiscal spune că acolo unde se înregistrează obligații fiscale datorate de persoanele juridice radiate din registrele care au fost înregistrate, potrivit legii, aceste sume pentru care nu s-a atras răspunderea altor persoane, aceste sume pot fi radiate din evidențele noastre. Avem și în acest, la acest proiect de hotărâre, 7 persoane juridice cu un total de 185.848,14 lei, sume datorate către bugetul local. Aceste firme au fost radiate, așa cum spuneam, nu au unul, deși au fost făcute toate formele de executare de către aparatul de specialitate a primarului, nu au bunuri care să poată fi valorificate pentru a recupera sumele și ca atare propunem acest proiect de hotărâre prin care aceste sume să fie anulate din evidențele noastre fiscale. Dacă sunt întrebări pe acest subiect, domnule, dacă nu supunem la vot, cine este pentru votul împotrivă sau abținere? S-a votat în unanimitate. Proiectul numărul 14 de ordine de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi de asistent personal al persoanei cu handicap grav pentru anul 2023 la nivelul orașului Dărmănești. Da. În fiecare an, Consiliul Local aprobă o hotărâre de Consiliu prin care se aprobă numărul de posturi de asistenți personal.
Sigur că parte din costurile cu salarizarea sunt suportate din bugetul local și pentru a putea să asigurăm resursele financiare și în acest an propun un număr de 30 de posturi de asistenți personali și fac precizarea că pe lângă cei 30 de asistenți personali mai avem 105 indemnizații care se plătesc către persoanele cu handicap. Sigur că unele voci au spus că ar trebui să creștem acest număr de posturi de asistenți personal, dar, repet, ținând cont de faptul că mai devreme am aprobat taxele și taxele în 2023, care sunt, așa cum am făcut precizarea, limitate la creșteri nesemnificative, nu avem din ce să plătim salariile pentru acești asistenți sau cota care ne revine nouă dacă am crește foarte mult. Și propunerea este să rămânem la 30 de posturi, așa cum a fost și în 2023. Sunt discuții pe acest subiect? Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Dacă avem voturi împotrivă, să accept. În unanimitate să votăm. Trecem la punctul numărul 15 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni. Conform înțelegerilor pe care le-am făcut la începutul acestui mandat al Consiliului Local, în ordine alfabetică, parcurgem, lista cu consilieri locali. Era rândul doamnei Mocondureanu, din motive personale legate de servicii. Vom merge la următoarea propunere, doamna Nicotin Elena, deci pentru următoarele 3 luni, doamna Nicotin propune să fie președintă a de ședința Consiliului Local. Da. Dacă sunt probleme, supunem la vot. Cine este pentru? O abținere. Doamna Nicotin s-a abținut. Ultimul punct de diverse, spune câteva cuvinte de domnul primar. În primul rând, aș vrea să mulțumesc tuturor cetățenilor din orașul Dăbănești pentru faptul că au înțeles în 2022 să-și achite taxele, impozitele care au avut de plătit față de bugetul local. Din acești bani am finanțat foarte multe proiecte și cred că lucrurile se văd. Spuneam mai devreme, am asfaltat 9 străzi din bugetul local, una cu finanțare de la Compania Națională de Investiții. Am finalizat tot din buget local mai multe proiecte, printre care aș aminti doar extinderile de case, care înseamnă peste 10 km. Doar în 2022 și vorbesc de finalizare în cartierul Roseni, în Chiriaș, în Blocu, sume pe care noi le-am și achitat și vorbim de zeci de mii de lei, sute de mii de lei. Continuăm cu extinderile de gaze în 2023 în cartierul Brătulești și mai avem calea Totoșului, Vadului și așa mai departe. Tot din bugetul local au fost alocate resurse pentru cofinanțări și avem proiecte pe fonduri europene, pe fonduri guvernamentale, care, dacă nu am fi avut aceste sume plătite de cetățeni, n-am fi reușit să le ducem la bun sfârșit. Deci, încă o dată, îmi mulțumesc. În averea rând, vreau să mulțumesc colegilor din Consiliul Local pentru seriozitate și răspuns prompt, pentru că am avut foarte multe ședințe în cadrul anului 2022 și mă uitam la ședința din luna noiembrie. Doar în luna noiembrie am avut 5 ședințe. O ședință ordinară și 4 ședințe extraordinare. Asta înseamnă că ați răspuns la prima strigare, să zic așa, și la fiecare ședință am aprobat proiecte de importanță majoră pentru comunitate, în special proiecte de investiții, de dezvoltare a comunității și la fiecare cerere sau la fiecare cerere de clarificări ați răspuns prezent. Mulțumesc! Rezultatele sunt ale echipei, nu ale unora sau altora, sunt rezultatele echipei.
În al treilea rând, aș vrea să anunț cetățenii că pe 31 decembrie, începând cu ora 11, are loc pe terenul târgului festivalul de date și oficii de la Dărmănești. Deci toți cei care ne privesc, toți cei care vor să participe, îi așteptăm alături de noi 31 decembrie, începând cu ora 11, pe terenul din Târgu Săpăunal, unde va fi amplasat o scenă și va avea loc acest festival. Plecarea este din fața primăriei, începând cu ora 11. La ora 00, noaptea dintre ani, în piațeta din fața primăriei, vă așteptăm pe toți un pahar de șampanie și un frumos foc de artificii. Vă doresc în 2023, în primul rând, să fiți sănătoși, dumneavoastră, urmă cu cei dragi de acasă, să ne ținem sănătoși și să putem să ne ducem proiectele pe care le avem la bun sfârșit, pentru că 2023 este un an de foc pentru Dărmănești. Avem peste 25 de proiecte cu fonduri europene, cu fonduri guvernamentale, proiecte cu fonduri locale în implementare și va fi un an greu. Sănătate. Mulțumesc. Și Doamne ajută. Mulțumesc, domnule președinte. În numele Consiliului Local, urăm și noi la mulți ani cetățenilor din Dărmănești și cetățenilor care aparțin de Dărmănești și nu sunt în localitate, probabil din străinătate sau în alte orașe. Vă mulțumesc pentru prezență. O să închidem ședința și avem un invitat care vrea să ne spună ceva lucruri. Vă mulțumim frumos.